nu este nici cu benda, vă rog frumos să-l aplaudați. Coadi Soporan. Trebuie să meargă să-și ia sacou pe el și în 3 minute o să începem un spectacol, da? Nu mai stăm 3 minute. Acum începem. Începem acum, că dacă mai stăm încă 3 minute, s-o dus tot weekendul. Cu cafeluța de ricoare, de pe buymeacoffee.com/nicubendea, unde vă aștept în continuare și vă mulțumesc anticipat, că știu că sunteți oameni generoși. Generoși și parfumați. Ce bine miroase acum canalul de YouTube. A? Ați găsit ceva oferte bune la reduceri? Parfumuri mai ce? Scrieți la comentarii electrocasnice, ceasuri, păpuci, bravo vouă. Bravo vouă, multă lume și-a luat, domnule, de la reduceri. Multă lume a căutat și n-a găsit pe la reduceri ce și-a dorit. De exemplu, verighete. Numai 10% erau reducerile la verighete. Să fie ăsta un semn? Nu știu. Multă lume și-a luat tigăi, oale, un storcător de fructe nu prea și-a luat nimeni. Stau storcătoarele de fructe în stoc. Dar dacă avem un cazan, ne descurcăm. Storcem noi fructele și avem vitamină tot anul. Da, a fost reducere mare la pastramă. Și la pastramă a fost reducere mare, dar a zis Pepe că nu se mai atinge de ea cât o trăi. Bianca Drăgușanu de Black Friday a primit o reducere masivă la vânătăi. Că Alex Body e un pic la X-Factor. Deci Bianca Drăgușanu a primit reduceri la vânătăi și politicienii s-au înghesuit să-și cumpere câte ceva de Black Friday. Era să zic Valentine's Day, nu mai știi, cu atâtea sărbători americane. Valentine's Day, Halloween, Black Friday, Santa Claus. Dar le avem și pe ale noastre. De exemplu, Drago Betele. Cine poate, poate. Cine știe, cunoaște, așa-i. USR Plus a căutat pe site-urile astea de reduceri de Vinerea Neagră niște procente în punct plus în sondaje. Cioloș sărac o tot căutat să treacă cumva peste 25%, să cumpere de undeva niște procente, dar n-a reușit, așa că și-a luat pirică, arpagic, măcar să pună un strat frumos de ceapă pentru primăvara viitoare. Peneliștii n-au căutat nimic, pentru că ei au luat destui traseiști și pentru alegerile locale și pentru cele parlamentare. Orban, Ludovic Orban, ar fi zis că și-ar mai fi luat de pe Black Friday niște luni în plus de mandat. Acum să vedem după 6 decembrie dacă președintele Iohannis o să îndeplinească dorința. Florin Iordache? Iordache nu și-a cumpărat nimic de la reduceri. Suntem prea săraci ca să ne luăm lucru de la reducere, ma. Florin Iordache va avea pensie specială, pensie, plus salariu pe viață. Deci omul ăsta ce se caute de Black Friday? Am făcut o aroganță. Nu mi-am luat nimic de Black Friday. Pe ăsta poate să-și cumpere la orice ori. La ce salariu, la ce bani am? Mă doare în 14. Altă întrebare, da. Mirel Rădoi de la Națională și el sărac a vrut să-și cumpere doi fundași de la Black Friday, dar n-o găsit. În schimb și-a găsit un aparat de tuns. Mamă, ce freză o să aibă când stă pe bancă la meciul cu Norvegia. Ce să facem? Bine, inutilul cu neplăcutul. Da, nu vă mai rețin? Punem o reclamă. După 2 minute și 17 secunde, ne revedem tot aici. Nu plecați! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la un nou spectacol cu Nicu Bendea! Dar unde să ne mai revedem la spectacolele astea? Că afară nu se mai poate, a dat toamna, nu se mai fac spectacole la terase. Înăuntru nu ne mai lasă, că așa sunt regulile, dar internetul vine în ajutorul nostru. Ai o petrecere de familie, vrei să-i faci cuiva o surpriză de ziua lui? Pac! Ai intrat pe Zoom, ai intrat pe Webex, ai intrat pe Google Meet sau pe orice formă de comunicare interumană și Nicu Bendea e în casa ta și îți face stand-up comedy la cerere, la plăcere și la dorință. Tu ai microfonul deschis, poți să intervii, ai în față o bericică, ai în față un pahar de vodcuță sau poate îți place să bei chiar și un vin. Nu contează. Nicu Bendea este în fața ta și răspunde la întrebările tale, la gândurile tale, la nedumerile tale. Putem face în mediul ăsta virtual, aplicând niște principii online, putem să facem un spectacol cât mai interactiv. Și nici nu trebuie să mă deplasez în orașul vostru, nici voi nu trebuie să veniți în Cluj-Napoca. Așadar, folosim platformele astea sociale de interacțiune, iar Nicu Bendea vine și vă bine dispune. Nu credeți? Uitați-vă în exemplu următor. Eu vin dintr-o zonă contaminată. Eu stau cu soacră mea. Aveți soacre?
A și închis. S-o lua socra casca. Avem socre sau? Sunt? Socrela. Avem socre, avem? Să ne trăiască așa cu măsele acum. Ba nu, că... Hai să întreb dacă am voie să spun. Ha! Gluma serii, bravo! De unde vine? De la? E ok, da. E ok. Să-ți trăiască soacra, s-o pup din partea mea. E extraordinar. Acum are o boală să meargă pe la magazinele astea mari să-și ia temperatura. Băi, de groază. Bă. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți, scrieți și pe forum. Nu. Eu aici sunt, vă mai ascult, vă mai... Vă ascult plângerile. Sper că pe timpul reclamei nu ați făcut asta. Cum asta? Asta care urmează. 62% dintre femei verifică profilul lor de Facebook în timpul actului sexual. Restul verifică pe al lui Iubi. Și dacă ați făcut să vă fie de bine, maestru Lorin Bătinaș lipește tot ce-i dau. Facem colaj de videouri de pe aici, de pe acolo și subiecte actuale. Așa ca într-o zi de sâmbătă. Într-o zi de sâmbătă în care stăm un pic și ne gândim, bă, am luat ce ne-a trebuit. Mai trebuie cadouri de Moș Nicolae, mai trebuie cadouri de Crăciun, da, de Revelion, cu ce ne îmbrăcăm, că doar ieșim la restaurant și... Ups! Carantină! Carantină, carantină, m-ai lăsat cu fundul în tine. Nu merg la restaurant, stau acasă, stau în patara-tatarara. Nu știu ce va fi, dar să fim optimiști, că de-aia stăm aici și povestim la comentariile voastre. Aștept păreri, aștept opinii, ce să dezbatem începând de luni, de lunea viitoare. Urmează o săptămână grea, o săptămână decisivă pentru multe orașe, să vedem ce lockdown ne mai dau ăștia. Dar să terminăm cu zâmbetul pe buze, să închinăm un pahar de, n-am niciun pahar de, așa că buymeacoffee.com, mulțumesc. Vă las în compania unui alt video care ne învață cum să închinăm și pahar de ce să închinăm ca să ne meargă bine. Mulțumesc de urmărire, weekend plăcut. Ne revedem la ora 10 luni pe acest canal. Toate cele bune de la al meu și al vostru Nicu Bendea. Ceva de la ciumbrut ați degustat? Vă rog frumos să beți vin de la ciumbrut ca să aveți gâtul plin la soldatul. Că de la aplauze pentru vinul ciumbrut care este în această seară alături de noi. Dar îl avem aici alături de noi pentru nelămuriri în ceea ce privește vinul pe domnul Bogdan. Aplauze șeful tramei organizate de la Dramo. Deci noi de la ciumbrut am băut data trecută vin. Nu mi-a fost rău a doua zi. De ce? L-am amestecat cu pălin. De timpul mă când iau bere Neumann și mă vede lumea că am bere în căruț, bere Neumann, trebuie să mă scuz. Bă, nu-i pentru mine, am un citom la casă. Așa-mi s-a poate și o părțire. Povestea vinului. Pe timp vinul are o poveste. Și pălin care o poveste, de o apse a doua zi de la nevastă. A rezultat Roza. Aplauze pentru Roza, care alungă scleroza. Dar între timp să nu uităm să consumăm și câte un vin de la ciumbrut. Păi, ce este extraordinară asta, că tot timpul când bei vin, îți aduce aminte de un somelier care îți spune, vinul se bea din pahare înalte, care se umplu până la 29%, ca să fie vinul aerat. Se ține de pahar, de piciorușul paharului. Ați văzut cum ține somelierul de pahar? Zici că face fie cu pilunțe, așa ține somelierul. Și acum, într-adevăr, cei din ciumbrut, să vă fie de bine, cei din ciumbrut ori trecut la balon. Dacă ai brișcă, totul sub control. Și-au făcut foarte multe domnul Bob. Dacă îl întrebați pe susținătorii lui ce-a făcut domnul Boc, eu o să zic că da, a fi-o și făcut. Mulțumim domeniilor ciumbrut că ne-au susținut toată legătură și vă mulțumesc în special vreo că ați fost așa de amabil și ne-ați primit în sânul vostru. Mulțumim frumos și stați-vă în continuare.